Ne place să ascultăm cu atenție și să învățăm de la tine cum să dezvoltăm programele de devize. De aceea am creat două funcții noi pe care ți le voi arăta în video care urmează. Import personalizat din orice fișier Excel și decontare pe cantitate de viz. Prima funcție pe care o voi prezenta este despre import personalizat din orice fișier Excel. Selectează dosarul în care dorești să importi proiectul și folosind meniul contextual alege opțiunea Import personalizat. Apasă butonul Choose, File și încarcă fișierul Excel pe care dorești să îl importi. Deschide foaia de lucru pe care dorești să o importi și mapează câmpurile obligatorii. Exemplu, în proiectul încărcat, Prima pagină reprezintă structura de lucru a proiectului: investiție, obiecte, devize. Apasă click pe coloana B și asociază acestei coloane câmpul nume. Pe a doua pagină sunt articole de deviz pentru fiecare deviz în parte. Importă primele două devize: Preliminarii și Lucrări OS. Apasă butonul Import și importă foile de lucru configurate. Închide fereastra, verifică importul și continuă lucru pe devizele importate. Exemplu. Poți pune pur și simplu un preț pe articolele importate. Înlocui articolele cu norme de deviz din bază sau crea o rețetă de consum de materiale, manoperă, utilaj sau transport pentru articolele tale Cea de-a doua funcție pe care am dezvoltat-o Este decontare pe cantitate de viz În pagina investiții Introduc cantitatea de vizului Exemplu Cămin apă Cantitate 10 Deschide de vizul Apasă butonul SETări. Alege pagina tabel și afișează câmpul Cantitate totală pentru a vedea cantitatea totală pentru fiecare articol în parte. Cantitate articol înmulțit cu cantitate de viz. Apasă butonul Adăugare de cont. Introdu denumirea și data de contului și apasă butonul Adaugă. În bara de totaluri, la Cantitate, Introdu cantitatea de contată. Exemplu, 5 cămine de apă din 10. În mod automat, programul va calcula cantitatea de contată pentru fiecare articol în parte și restul de realizat. Poți de asemenea selecta pagina investiții, apăsa butonul Setări, pagina Tabel, Afișa Cantitate de cont. Și se introduci cantitatea de deviz de contată în decontul actual direct aici, fără a mai deschide devizul. Intră pe deviz.ro și testează gratuit programele de devize Windows deviz 6 sau deviz 360. Abia așteptăm să auzim părerea ta.